Salve! Eu sunt Gelestena, o bibliotecară. Astăzi am venit la voi ca să vă spun ce înseamnă să practici meseria aceasta. În rol de bibliotecară trebuie să fii bună, frumoasă, isteață și să nu te lași dis. Mai trebuie să știi să citești multe cărți, ba chiar să poți să fii și amuzantă. Să vedem. Am să vă spun o glumă de bibliotecar. Văd pe plajă un pirat în costum de baie lângă un tractor. Îl văd intrând în tractor și îl întreb: hei nene, ce faci? Arr! Și mereu trebuie să fii în bibliotecă, mai puțin când vine puștul care linge cartea și o dă o mână. Iac! Mai trebuie să știi cum să cumperi cărțile corespunzătoare. Spre exemplu, dacă iei cărți expirate, le pui în frigider la rece, să fie din nou proaspete. Știi sigur că mai trebuie să știi să vorbești corect, fără greșeală limba română, chiar dacă vii din import. Iar cu scrisul, stai cum poți. Trebuie să afli de la copii înscriși la bibliotecă ce cărți preferă. Ca bibliotecară, trebuie să fii bună cu copiii. Să nu-i superi, să le dai satisfacție, să le spui cât de mult iubești. Așa e bine, dar uneori se mai ivește câte o problemă la care nici guvernul nu are rezolvare. De exemplu, am nevoie de un spațiu mai mare pentru a-mi extinde biblioteca, dar primesc de la guvern doar un sfert din tot prețul. Uneori, viața de bibliotecară este grea, să știți. Of. Bun. Acum că v-am explicat ce înseamnă să practici meseria aceasta, am să vă spun un mic secret. Bibliotecarii primesc niște amulete magice cu care se teleportează în cărți. Acolo își fac prieteni noi și învață multe lucruri. Tocmai am aflat că Scufița Roșie are un nou telefon. iPhone 10. Cu care, exact, comandă pizza pentru prietenii săi. Ea mi-a luat și mie o pizza cu sclipici, sos de roșii, smântână și ceapă. Dar acum voi merge la petrecerea lui Ion Creangă. Veniți și voi? Bine, acolo ne vom scălda canică, vom savura cireșe proapte de la mătușa Mărioara și vom prinde pupăza din tei, care din tot trezește vara. Deci, acum sunt pregătită să mergem acasă. Oricum, doresc să subliniez că poveștile fermecătoare și copiii bucuroși m-au făcut să demisionez. De astăzi, voi sta pe telefon ca Scufița Roșie și voi căuta o rețetă de suc de mâzgă de miel chinezesc cu mătreață de căcăun și păr de râmă maro din Amazon. Deci, pa pa copii, ne mai citim, literalmente. Numele meu este Ghila Maria Iosana, am 11 ani, sunt în clasa a 4-a și v-am recitat monologul Bibliotecara.